Stimați jurnaliști, dragi oaspeți, bună ziua tuturor! Noi ne bucurăm că dumneavoastră ați dat curs invitației noastre și participați astăzi aici, alături de noi, la acest eveniment cu caracter pozitiv. Este o primă etapă de lansare a programului care va crea siguranță, securitate, bunăstare pentru cetățenii care doresc să se afle în siguranță pe teritoriul Republicii Moldova, care își doresc o libertate în deplasare, o siguranță în deplasare. Această primă fază de lansare a programului, care este mai mult o procedură de inovare tehnologică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, făcând parte din marele program de digitalizare la care suntem parte cu toții la momentul actual, lansăm startul acestui program și sperăm că cu adevărat să avem succes și să ne aducă rezultatele așteptate de către toți. Primordial pentru noi toți la ziua de astăzi este siguranța cetățenilor, aflarea acestora în public, deplasarea pe traseele naționale de către conducătorii auto, acolo unde este cel mai mare risc și sunt pierdute cele mai multe vieți omenești la ziua de astăzi. Dacă vorbim de angajații subziunilor Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul întregei perioade activează 24 din 24 de ore, anume pentru siguranța cetățenilor, pentru o bună deplasare, pentru siguranța șoferilor care, pornindu-se de acasă, doresc să ajungă cu bine acolo unde și-au stabilit. Cu părere de rău, constatăm că pe parcursul anilor suntem în creștere la segmentul accidentelor rutiere. Chiar anul 2021, dacă facem o mică analiză statistică, vom vedea că pe parcursul anului precedent au fost comise peste 2500 de accidente rutiere în care au decedat peste 250 de persoane, având traumatizate peste 2800 de persoane. Doar din cauza vitezei avem decedați 50% dintre aceștia, vorbind de 122 de persoane. Practica existentă anterior, care ne-a demonstrat-o anul 2013, a fost aceea că până la lansarea sistemului video de monitorizare în unele localități, pe anumite trasee ale localităților respective, au fost comise 10 de accidente rutiere soldate cu decesul sau traume accentuate pentru persoanele respective. Odată cu lansarea sistemului de monitorizare în acele localități, aceasta s-a redus practic până la zero când vorbim de consecințele soldate cu decese sau cu vătămări corporale grave. După cum am menționat și ceva mai sus, de fapt, acest mecanism, acest program vine în tandem cu ceea ce ține digitalizarea Ministerului Afacerilor Interne sau programul de digitalizare care și l-a pus ca obiectiv Ministerul Afacerilor Interne atât pentru subdiviziunile sale, dar cât și pentru oferirea anumitor servicii de calitate cetățenilor. După cum și am spus, venim în paralel cu alte programe de digitalizare care le vom aborda puțin mai târziu în timp, în perioada apropiată. Când vorbim de constatarea contravențiilor prin procedură de digitalizare, când vorbim de documentarea accidentelor rutiere la fața locului prin același mecanism. Vreau să precizez că ceea ce ține de programul respectiv, mecanismul în cauză, el vine la pachet cu ceea ce am abordat și săptămâna precedentă în spațiul public, unde am vorbit despre ajustarea sau amendarea cadrului normativ la procesul de documentare a contravențiilor, care la fel inclusiv include pachetul de stabilire și fixare a anumitor nereguli comise de unii conducători, care vreau să spun că nu toți conducătorii sunt de rea credință, dar a unor conducători care deja au o practică vicioasă să încalce regulamentul circulației rutiere. Deci venim în pachet cu acel amendament de lege. Care sunt beneficiile acestui mecanism? În primul și în primul rând, se exclude la maximul posibil antrenarea factorului uman,
care de multe ori generează anumite riscuri. În afară de aceasta, rapiditatea și siguranța acționării, bineînțeles, nu mai vorbim de faptul că tot asta duce la siguranța cetățenilor de a se afla în spațiile publice, pe drumurile naționale. Plus la toate, este un mecanism de identificare, fie că vorbim de persoane cu care au anumite statute, vorbim de infractori sau mijloace de transport care pot fi ușor documentate și stabilită traseologia acestor mijloace de transport în procesul de deplasare a acestora. Obiectivul de bază clar că este reducerea la maximum a accidentelor rutiere, siguranța atât a pietonilor cât și a conducătorilor auto și nu în ultimul rând responsabilizarea tuturor cetățenilor din această țară. Să ajungem să ne aflăm noi cu toții în siguranță, să ne deplasăm liber, nestingerit și să știm că nu ne așteaptă un risc aflându-ne în spațiul public pe drumurile naționale. Cunoaștem cu toții că un vechi slogan utilizat frecvent de noi toți a fost că cineva te așteaptă acasă. Haideți cu toții să continuăm gândul Ministerului Afacerilor Interne care vine cu o continuitate la acest slogan. Mai are grijă să ajungi cu bine acasă la cei dragi. Să ajungem cu bine la cei dragi. Să ne fie acest sistem în primul și în primul rând benefic siguranței, rapidității și nu în ultimul rând să simțim cu toții beneficiile acestea. Eu vreau să vă spun că în acele intersecții unde la ziua de astăzi în mare parte există polițiști și unde au fost instalate aceste sisteme video de monitorizare, începând cu lansarea acestui program, acești polițiști vor reacționa la alte chemări 112, acolo unde este la fel de importantă solicitarea cetățenilor, indiferent de care n-ar fi problema acestora, și noi să reacționăm. De aceea, noi le spunem colegilor noștri care la moment stau în aceste intersecții, succes în activitate și să meargă la chemările și solicitarea cetățenilor la apelul 112. Eu aici închei mesajul meu de lansare. O să-l rugăm în continuare pe domnul Putere să ne facă o prezentare detaliată a întreg procesului și mecanismului care se derulează prin acest program și sperăm că să avem o comunicare strânsă, eficientă și care să fie transmisă cetățenilor că asta va crea cu certitudine o siguranță și va fi benefică pentru noi toți. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și mergem mai departe. Toată informația care este captată de către sistemul automatizat de captare a încălcărilor, colegii noștri care sunt aici sunt responsabili de validarea tuturor documentelor, ca primul pas până la finalizarea procesului, aveți obligația să vă rog chiar să vedeți în acțiune. Cum acționează colegii noștri, cum sunt validate încălcare. De exemplu, cum ați spus, prezentați încălcare, capoare, procesul. De ce avem încălcarea la semaforul? O secundă. Привет.
care n-am atâtea mâini, sincer. Bună ziua, mă numesc Bogdanana, inspector superior. Deci, în imaginea dată, observăm cum conducătorul de vehicul neglijează puloarea semaforului și, respectiv, ca urmare, noi vedem dacă corectitudinea imaginii este vizibilă și numărul din matriculare corespunde cu cel din căsuță, la care procesăm datele. Și este expediat către agentul constatator a faptei. Asta este. Toate lucrurile astea se fac cu ajutorul vostru, adică a inspectorilor. Nu este un sistem, nu știu, centralizat, care în mod automat să registreze aceste erori? Cum e? Sistemul El automat stabilește dacă este infracțiune și este încălcare și este fixată. Aici doar e următorul pas în care noi ne convingem că sistemul a luat e o formă de verificare dacă conține toate părțile componente ca ulterioria să fie constatat ca încălcare. Și aici trebuie să menționăm că în multe cazuri avem probleme, de exemplu, că sistemul a fixat este încălcare, de exemplu, da? Dar semaforul este funcțional. Partea care nu ține de poliție sau de mai nu se face responsabil. Sau atunci când lipsește marcajul cliente. Vă spun că nu da, șoferul cum află că el a fost amendat? Vă anunțăm și mergem în susul pasajorului și vă anunț cum urmează proces. Ați văzut prima formă, cum se constată un tip de încălcare. Da. Avem a doua, colegii noastre, prezidentul, vă rog, frumos, un alt tip. Procedural, e doar de la alt categorie. Bună ziua, mă numesc Smochina Doina, inspector. Aici la mine este depășirea vitezei circulației stabilite pe un anumit sector de drum, 236. Și evident verificăm numărul, dacă corespunde la fel din căsuță. Ulterior remitem către agentul constatator al INSP. Cât a depășit acest șut? Aici a depășit cu 10-20 km la oră. Independență de aliniat, evident este 20-40 și 40 km la oră și mai mult. Trebuie să menționăm că camerele au capacitatea să urmărească individ 4 benzi. 4 benzi, e capabil sistemul său să identifice fiecare bandă de parte, își stabilește unde s-a aflat și fixată doar, ele merg în dinamic toate mașinile, dar e fixată doar acei care au călcat. Prin, inclusiv cu îmblurarea automată a imaginilor conducătorilor, ce noi nu facem, dar sistemul său nu facem inteligent, blochează, vedem automobilul și vedem toate date ce este strâng despre locul, unde a fost înfăptuită încălcarea, la ce anume, care a fost articul, viteză, sau încălcat viteză, sau marcajul, sau sistemul singur generează și încălcarea care a fost făcut propriu zisă. Ca ulterior să fie validat și să meargă pentru întocmirea procesului verbal. După întocmirea procesului verbal care fac colegii noștri la NSP, toate datele vin în altă locație noastră fizic și acum propun să mergem acolo ca să vedem procedura de părire a invitațiilor să vină să ne spună cine a condus, cui se întocmează procesul verbal, mergem, vă rog, și vă prezentăm următoarea etapă din proces. Vă rog. Bună ziua!
Vă rog, intrați. Vă zi rog prezentarea aici și unul partea asta. Adică aș dați într-așa o formă comodă pe dumneavoastră. Să spuneți când putem începe. Так это он начал. Не надо гнать. Что? Вот партия была на крыльно. Путем учебе. Путем учебе. Как же вам промес в первой партии, не флем умотору процесс, умотору этап о процессу, да? Урмари валидеры, дикать коллеги наши, imaginea merge spre întocmire la colegii noștri de la INSP, după asta prin canale, desigur, din canale securizate, vin un sistemul care urmează să fie printat și ambalat plicul. Da? Și acum facem o formă demonstrativă, mai colegi, vă rog, prezentați-mi cum se face procedura. Domnul este reprezentarea, sunt ofițară a Direcției Legilor Sistemului Sfântului Imediat și colegii de la INSP trimit remicitații către noi, în bază securizată, noi le selectăm, le dăm la tipar. Trebuie să mulțumesc, cred că operatorul și colegul nostru nu vede cui se spărește. Este un număr doar de evidență a registrului, a sistemului total. Nu știi cui îi stăpărește, indiferent ce funcție ocupă, pentru care încălcare, totul ăsta se formează automat. Da, șoferii pot conteste. Pot conteste că întocmai. Asta e doar o citație pe care ei sunt invitați la sediul INSP-ului, unde se află agentul constatător, unde trebuie să vină și să dea declarații sau depozite. Cât timp sunt valabile aceste citații după ce au fost emise? Valabilitatea în timp, un an de zile de la momentul producerii încălcării. După asta ce se întâmplă cu ele? Sunt anulate și apoi ele. Dar în ultimele modificări pe care v-a vorbit domnul secretar de stat, sunt amendamente care vor aduce, sperăm noi, la exemplificarea sau cât aducem în norma legală conducătorii auto, prin care ei vor fi oricum impuși ca să respecte legislația, dacă nu vor să fie amenzi până la urmă. Prin asta noi și urmărim să-i... Următoarea fază, procedura automată de împachetare, da? Împlicuire. Poziționăm citațiile aici, Ana. Mergem la start. Procesul de împachetare. Dice că tipul merg natural și automat și natural. Citația a fost automat sigilată, automat încheiată, avem evidența cui se studiază, adresa, doar se mai marchează la finisarea procesului. La finisarea procesului spune ștampila de marcare cine e emitentul. Și le trimit prin poștă acasă. Și după acesta, noi avem serviciu, serviciu de curierat, da? Poșta Moldovei, care sunt contractați, ei vin și le iau la pachet, ca, nu știu, dacă o formă mai interesantă, ca o moșcăciun, le prieteni la noi pe toate, și le duce la fiecare persoană care este vizată aici. Procesul cap-coadă. Dar dacă omul nu vede scrisoarea,
Iar la moment când omul e să duci la dânsul, nu e omul acasă, nu știu, el se întoarce la noi înapoi și noi avem evidența, tot în sistem automat, el nu a primit-o. Lui se emite repetat, peste... Independență, peste o lună, două, trei, sistematic. Se emite. Așa presupunem o legislație, noi suntem obligați în mod repetat să anunțăm că are o încălcare proprietarul mașinii. Păi am spus, termenul de validitate începe să derulez de la momentul când a fost constatat încălcarea. De acolo s-a constatat un an de zile aristetic. Celelalte toate întrebări și prezentarea propriului sistemului, mergem acum la fost la intrare în sală, la etajul 2. Vă rog frumos. Dacă spate, eu o să mă gândesc. Poate cum trece acolo chiar să vede prin sistem cum e legris, cum sunt ambalat și cum ies parțelul. Eu vă aștept afară. Deci, hai să trec acasă ca un tot din jos, la mimagi. Nu, dacă de dată vă o prezint și o vedeți. Cumați colegi, dacă să luăm istoric, colega are perfect dreptate, noi pornim de la ideea, analizând ce se întâmplă, de fapt, zi cu zi, știm, toți cunoaștem că toate traseele naționale, pe durata în istoric, avem autovehicule matriculate mult mai mult în fiecare an. Crește fluxul de autovehicule. Avem o analiză ce este în cauza producției accidentelor la nivel național și, în paralel, cauza producției accidentelor la nivel municipiului Chișinău. În majoritatea cazurilor, mai mult prevalează când se încalcă regulamentul rutier, decretele conducător auto sau, în multe cazuri, avem ce anume la capitolul viteză neadecvată, neasigurarea schimbării direcției de mers, neacordarea priorităților altor vehicule, plus mai avem și traversări neregulamentare de pietoni, neacordarea priorităților altor vehicule, neacordarea priorităților pietonilor. Aveți un grafic alăturat. Care este efectul la momentul instalării unei camere pe un traseu de drum? Prin analiza numărul de incidente, dacă istoric, de exemplu, pentru anul 2009, într-un loc unde nu era monitorizat camere, avem numărul de accidente, vă vedeți și la nivel accidente ca număr, traumați câți și câți decedat în punctul ăștia. La momentul când a fost instalat de exemplu, prima cameră, în 2013-2014, primele, vedeți cum s-a produs o schimbare radicală, ca ulterior, în timp, oamenii, cunoscând că sunt camere acolo, doar respectau pe palierele unde sunt camere. În celelalte locuri nu respectau. În prelungire, noi vedem, până acum, la moment, am avut 47 de posturi de supraveghere, ce este 33 de intersecții și 8 sectoare de drum, toate echipamentele. Vedeți cum era înainte, am plasat un sector motorizat, dotat cu cameră pentru fiecare direcție de deplasare, pentru fiecare bandă trebuie să aibă radarul său propriu, plus luminătoare, o multitudine de obiecte, soluții, după noi considerate vechite, pentru că 2013-2021 sunt 8 ani, da? Soluția nouă arată de tipul cum o vedeți dumneavoastră. Soluțiile noi sunt mult mai simple. O vedeți camera prezentată. E o cameră care are o multitudine de beneficii. Și aici, din condiția de beneficii, e o cameră care constată în un regim automat circa 97 întreg credibilitate la cadre. Adică 97% că va genera și va capta toate imaginele într-o formă calitativă. Eu pot scot masca?
într-o formă calitativă, adică și noi vorbim despre circa 9 megapixeli pe imagine, calitatea 4K, e o imagine calitativă, sistemul individual, un soft inteligent și permite ca să transmită în sistem doar imagini constatate, el singur face analize, singur le burează, singur le transmite. Ele vin într-un regim automat, într-un loc de stocare destinat pentru sistem. Camerele sunt all-on-one cu radar. Camera are capacitatea să ducă instantaneu 4 direcții de deplasare, 2 direcții de deplasare, 4 benzi. Nu este nevoie de multitudine de echipament care o vedem acolo mai sus, nu este nevoie că fiecare radar, el conform legislației, trebuie să treacă prin centru meteorologic o dată în an, el trebuie demontat, montat și achitat până la urmă procedura asta, ca să fie emis constatări legale. Ce vedem noi aici? În formă de cifre, ca să înțelegeți care sunt beneficiile astăzi sisteme. Am luat comparativ două trasee. De exemplu, traseul Anenii Noi, Chetroșcu, Direș, Mizăreni, total, accidente rutiere, de exemplu, 2013, total accidente 23, decedate persoane 4, traumate 27, în anul 2014, de la momentul când au fost instalate, vedem o descreștere, accidente 4, 2015, 2, accidente 2. Numărul de oameni inițial, accidente 23, în timp 2 accidente, fără persoane decedate, doar 2 traumate. Constatăm că sistemele instalate au dau o plus valoare ceea ce înseamnă sistem, securitate în trafic, securitatea cetățeanului, prevenirea accidentelor rutiere, constatarea a tuturor tipurilor de încălcări, cu atât mai dimensionat, camerele sunt funcționale și în mai mulți parametri de temperatură, adică indiferent plouă, vânt, ceață, temperaturi ridicate, căldură, sunt niște camere moderne care până la urmă se aduc plus valoare și vă vedeți cealaltă proiectă, să vedeți cum arată o cameră modernă. Vedem și în grafic ceea ce vorbim noi, momentul când nu erau instalate camere, da? Și momentul când derulează în timp, locul când este instalat camere. Ca să avem o claritate, ca să vă răspund anticipat la întrebarea, care anume trasee considerăm noi că este nevoie de a fi instalat și dotat cu echipament modern? Avem o analiză făcută de către colegii noștri, prin care ne se livrează locurile cele mai vulnerabile, care unde au fost accidente cele mai multe, unde au fost cele mai multe persoane traumate, unde au fost cele mai multe decese. Din considerentul acesta se ia în calcul unde vor fi amplasate sistemele noi de modernizare de tipul care îl aveți aici. În cadrul procesului care am demarat azi, dacă îl avem, le vedem. Astăzi am pus ceea ce am pornit astăzi comun cu dumneavoastră. 23 de posturi de supraveghere pe teritoriul Republicii Moldova. 36 de camere de supraveghere. Ceea ce înseamnă 18 posturi de supraveghere la nivel național, le aveți prezentat ce înseamnă la nivel național, trasele naționale, avem o cameră, despre care vorbesc eu, o avem acolo camera, care e all-in-one, are toate părțile componente necesare pentru a funcționa, nu are nevoie de, am spus, radar de o parte, iluminare de o parte, etc. Tot e una. Plus, avem așa numit tablou informațional, un om primește inclusiv informații. Poate livra oricare informație. Atenție, pericol, atenție, incident. Livrăm conducătorul auto informații care nu mai puțin importante, privire la temperatură, privire la umiditate. O au informații în timp real, online, la fața locului, ca să poată iei decizii cum să conducă șoferul corect. Modernizarea. Tot în acest proiect s-a făcut modernizarea a 5
postul de supraveghere din cadrul proiectelor vechi. Adică unii au fost înlocuiți cei, și v-am spus eu, tehnica cei vechi, nefuncțională, parțial sau funcțională, sau care vede mai multe erori, a fost înlocuită prin modernizarea, prin instalarea tehnicilor moderne. Extinție ca funcțional, nu ca număr, în traseele naționale, 8 traioane, 18 locații, eu vă pot pune la dispoziție toate traseele, toate locațiile, inclusiv și noi, inclusiv și vechi, vă le dau să vedeți ca informații, să fie informații și cetățeanul corect, unde ele sunt. Cu atât mai mult, avem sistemul nou, permite ca să avem și calculul ce îi ține la viteza medie. Viteza medie de drum de parcurgere a unui sector de drum. Se fixează timpul de început la intrare în sat, se fixează timpul de părăsire a spațiului monitorizat și constată viteza medie de deplasare. Dacă viteza medie de deplasare a fost încălcată, ei se generează automat în sistem un tichet, să numim noi, sau cum spunem noi, care ulterior trece la validare, se validează, așa cum a zis procesul, validează primul inspector, verifică treilea, se formează citația, se ambalează automat și omul își primește avertizarea acasă. Ne propunem pentru anul acesta următoarea etapă, care am început o derulăm, extinderea încă pe traseile, în 5 raioane, avem extindere încă 7 locații, modernizarea în municipiul Chișinău, din cele 47 care le-ați văzut anterior, încă 11 locații, în cadrul orașului, în cadrul municipiului, mai avem încă o locație nouă. Termen 12 luni, adică până la finisarea anului 2022, vom avea încă părți componente în sistemul de control trafic. 23 de posturi noi supravegheri sunt, dar în total cât? În total 23, aici acestea noi, modernizate. În general, anterior erau 47. Dar nu vă le vreți toată informația asta ca statistici, să aveți și locațiile unde se ele, unde au fost puse, unde sunt aplasate. Vrem, eu vă livrez, nu-i problemă, vă le dau toată informația. Dacă undeva ceva omit și pentru voi, vă rog, formulați întrebări și vă răspund. Stimați colegi, mai dați întrebări. Da, este a fost parteneriat public-privat. Nu avem așa noțiune. Parteneriat public-privat nu suntem membru MAI, nu faci parte din niciun parteneriat public-privat. Deținătorii sistemului este Ministerul Afacerilor Interne. Banii care sunt investiți în dezvoltare, modernizare, da, a tuturor, sunt bugetul statului. Nu avem parteneriate, nu avem nimic ce se ține. Mecanismul juridic a fost intern. Încă o dată. Mecanismul juridic a fost intern. Ce înseamnă mecanismul intern juridic? Da, a fost implementat prin intermediul STI, a fost implementat în MAI pentru beneficiul cetățeanului și responsabilizarea conducătorilor auto. Toți, dacă asta era întrebarea, banii la mers duc la bugetul de stat, da. Dar nu ne punem noi, nu era ideea să răscumpărăm sistemele sau să facem bani. Ideea era să dăm protecție și securitate. Protecție prin exemplificare, prin respectarea regulamentului rutier, prin respectarea de toți partenerii, inclusiv conducătorii auto, inclusiv pietonii, și toți care și-au parte membru. Camerele astea nu au fost instalate pe porțiuni noi de drum sau au fost scoase cele vechi și au fost puse... Pe porțiuni noi. Asta se numește extinderea și modernizarea sistemului nou. Ele nu erau existente, ele au fost instalate și azi puse în funcțiune, în forma legală, pe care vă spun dumneavoastră jos, când au început să funcționeze și se genereze în sistem încălcări propriu-zis. Da. Banii din amința. Nu avem noi așa statistică. Banii nu vin la STI sau la MAI. Banii sunt livrați către bugetul statului, bugetul național. Dacă șoferii au fost amendat? La NSP cu statistica. Că noi suntem responsabili. Noi, Serviciul de Informațional se face responsabil de întreținere, dezvoltare, modernizare și garantarea funcționării. Cap, coadă și prima, mai avem validarea, da? Și a doua, împachetarea și livrarea
constatărilor colegilor către proprietarul mașinii sau care, către proprietarul a cărui plăcuțe de mașini a fost identificat în sistem. Adică că Mercedes-Benz au rămas și au fost încălzit 20 ani. Da. Intersecțiile cele vechi care erau anterior instalate și funcționale, da? S-au repăstrat. Am făcut dezvoltare pe locații noi, în 8 raioane, în 18 locații noi, dintre cele din sistemul vechi. Au fost modernizate. V-am arătat și cum arată structural. 5 locații noi. Ne propunem tot după același principiu, încă 5 raioane, încă 7 locații. Ne modernizăm în orașul Chișinău, pentru prezentă, avem mai multe locații, ne prezintă riscuri sporite. Dar sistemul învechit este, nu are capacitatea, cum am spus noi, să stabilească un așa nivel, grad, procentaj, ca număr. Nu e funcțional în toate formele, cum la noi avem, bai ploaie, bai vânt, bai ceață, nu mai știu eu cum, să mai produce mișcări, camerele mai bate vântul, ele mai... Dar sistemele noi exclută ceea ce înseamnă de erori. Stabilește infracțiunea în orice timp, în orice moment, nu este nevoie acolo să deplaseze colaboratorii NSP-ului sau să fie o patrulă, lucrează 24/24, generează și stabilește dacă sunt încălcări, care sunt livrate în sistemele noastre informaționale și ulterior prelucrate ca conținut. Așa un nivel încât în mod automat camerele se depisteze acea amendă și în mod automat se duc amenda la cel care a făcut-o. Sau oricum trebuie să mai gândească încă o dată prin verificare. Adică, mai avem de lucru în acest capitol? Da. Vă spun în ce. Sistemul este modern. Sistemul... Uitați-vă, rog, Dorin, să vedem ce noi... Vreau să prezint... A, este. Ca să înțelegeți, de pildă, v-am spus și jos, camera fixează, da? Dar nu tot timpul ceea ce a fixat camera permite ca să întocmească procesul verbal. Și aici v-am spus, peste noapte a fost vandalizat indicatorul. A fost rupt, scos. Factorul uman este, trebuie de exclus, trebuie de lucrat mai mult. În cazul când colegii noștri din întreținerea drumului nu-și fac drumul cum trebuie, Igor Ivanovici. În cadrul cu colegii noștri, nu doar poliția sau nu doar Ministerul Afacerilor Interne se face responsabil pe aceste sectoare. Mai avem și parteneri care trebuie să facă și ei jobul bine. Unde lipsește marcajul, trebuie să apară marcajul corect. Noi, de atât și apare rolul pentru a exclude, nu a irosi banii statului în vânt și de a procesa, de dragul procesarii, procesele, citațiile. Ele trec și o prealabilă verificare pe care ați văzut voi cum fac colegii noștri. Verifică dacă e corect stabilit numărul, verifică dacă sunt toți părțile componente. Cum puneți, de exemplu, pe culoare roșie, dacă semaforul este nefuncțional. Da? Dar sistemul nou permite, în regim automat, să verifici culoarea semaforului și se generat în proces. Că da, culoarea este roșie. Pentru că parcursul zilei soarele se deplasează. Da? La un moment dat, soarele poate să merească sub așa un unghi, care conducător vedem, poți să vezi că se pare că roșu, de fapt, el e verde, da? Așa e. Pentru a exclude toate constatările astea greșite, este nevoie de ca colegii noștri să se expună, să se verifice. Dar e un proces care exclude la maxim ca operatorul să poată influența sau a modificat datele. Fierul ajuns în sistem, el nu părăsește niciodată sistemul. El nu poate fi șters, nu poate înlocuit, nu poate fi modificat. El își păstrează forma și varianta sa automată. Ceea ce ați văzut, acolo jos, la momentul fixării presupuse, pentru că ea abia are doar presupusă, urmează să treacă toate controlele ca să fie fixată în proces verbal care ca produs final, da? Dar la momentul fixării automat sistemul blurează fața conducătorului și dacă este pasager și fața pasagerului. Nu ne permite legislația să fixăm în interiorul automobilului ce este treci. Ne propunem chiar, poate să mergem cu un pas în versiunea mai nouă, să actualizăm la capitol așa cum este în toate țările moderne, da, care au un nivel ridicat la capitolul de monitorizare a ordinii publice. Da? Acolo cu camera dată, vă spun eu, permite să fixeze interiorul mașinii și să vezi dacă omul vorbește la telefon. Permite să vezi dacă are cuplat centura de siguranță. Noi nu o facem, că nu ne permite legislația.
În sistemul este automat pus procesul de blurare a feții conducătorului. Adică ce se află în interiorul mașinii nu este. Este constatat de fapt ce se vede. Numărul, mașina, traseul, locul, timpul, tot cele care pot duce la ulterioare să dea o apartenență geolocare sau postare corectă. Ne dorim și noi să ajungem la nivelul țărilor moderne. Ce înseamnă țări moderne? De exemplu, avem în Londra, da? În Londra, 14.000 camere. 14.000 camere. Vă duci bine astea. 14.000 camere în municipiu, un oraș. Unde este capacitatea sistemului este automatizat. Poți să iei copilul să-l filmezi la momentul de ieșire în stradă, în fața căsii, să-l urmărești, să-l urmărești, să ai toată istoria lui în mișcări pe un oraș sau duci seara acasă. Vrem și noi așa. Suntem. Avem motorizare trafic în punctul unde suntem. Le modernizăm în continuare, așa cum ne-am propus. Depindem foarte mult de buget. Câți bani vor fi alocați, cu așa viteză ne putem moderniza. Asta e un factor foarte important. Un alt factor, mai puțin important, dacă vom identifica și încercăm să identificăm parteneri pe exterior din Comunitatea Europeană sau în ceilalți parteneri de dezvoltare pentru a veni în suport Ministerului Afacerilor Interne pentru a implementa și moderniza sistemul. Ce înseamnă modernizarea pentru garantarea siguranței publice? Într-un parc, în ogradă, în parc, pe stradă, în interiorul grăzilor. Și aici, nu știu, trebuie, de exemplu, două zile în urmă, la mine acasă, în scara vecină, s-a pierdut un copil, elementar. Câțiva ani în urmă, noi am instalat programul național, am instalat camere de protecție în ogradă, da? Am făcut o accesare la sistem, am văzut cum a mers copilul, și s-a dus, unde a mers, pe o oră jumătate a fost găsit copilul. Adică se poate, dacă se dorește, dacă ai capacități. Vrem să facem și noi. Toate. Avem o multitudine de camere sau de captări, fluxul de informații care le țin agenții economici. De exemplu, filmări în cadrul stațiilor PECO, de exemplu, da? Sau, nu știu, o farmacie sau un magazin. Ele s-ar vedea și ele ca le putem și noi utiliza pentru garantarea siguranței cetățeanului în orice loc, în orice timp. Până la urmă, sistemul trebuie să permită toate, ne dorim, toate fluxurile informaționale să le ducem într-un sistem unic, ca ulterior să avem putem garanta sistemul integrat de siguranță publică și iubire. Eu sunt Alexandru Putere, comisar principal, director al Serviciului de Tehnologie Informaționare al Ministerului Afacerilor Interne. Cu referire la date, dacă vă interesați, vă le pun la dispoziție câte locații avem, câte locații am modernizat, ca număr, ca loc, unde sunt locații unde avem viteza medie, unde sunt locații unde avem viteza instantanee. Prin poștă, da? Da, eu vă le dau și fizic, vă le dau prin poștă, noi chiar nu avem limite. Dacă vreți, puteți vă notați mai mulți parametri, pentru ce înseamnă camera modernă, puteți nota undeva, eu vă le spun, adică, ca să vedeți ce înseamnă modernizare. Da, modernizare. Și am de numele rău, așa, 23 de astea 23. Băi, a stat la cuchet. Nu înțeles. Mulțumim tare mult. În momentul în care am vorbit secretarul stat, depus la verb, ori nu voi extra. Dar noi am făcut o prezentare publică. Și în timp de 60 de zile, dacă persoana citată nu se va prezenta, procesul verbal va fi emis și va fi expediat și constatat pe numele proprietarului mașinii. Numărul cui? Nu mai am putere de oameni. Va fi fix. Dacă timp de 60 de zile, adică nu ar fi aprobat de capitolul. Să-i lăsați din urmă. Să-i lăsați din urmă.